Arisul este o bijuterie arhitectonică, clădiri de patrimoniu bine conservate, alături de clădiri noi cu un design aparte. Și peste tot, în special pe clădirile încărcate de istorie, vezi înscrise numele arhitecților care le-au proiectat. La câteva sute de metri de turnul Eiffel se află și biroul de arhitectură al Cristinei Sucală și Nataliei Orbai, două clujence care s-au reîntâlnit în Franța și își croiesc acum un drum, nu ușor, în orașul care crește de la o zi la alta. Le-am întâlnit într-o sâmbătă dimineață analizând mostre pentru unul dintre noile lor proiecte. Pe Cristina am cunoscut-o acum 2 ani, când era arhitect pentru aeroportul Orly. Parcursul ei aici a început în studenție. Și mă bucur că ne vedem aici și astăzi. E și un eveniment important, sunt zilele porților deschise la noi la birou. Eu am ajuns pentru prima dată în Paris în 2006, acum 14 ani, de fapt, joia trecută am împlinit 14 ani de când sunt în Paris, sau miercuri. Am ajuns în Erasmus, ca mulți dintre noi, și de atunci, după aceea m-am întors în țară, mi-am dat diploma și am revenit cu bursa guvernului francez în anul următor, în 2007, și m-am socializat în patrimoniu. În primul rând, când am plecat în Erasmus, plecam pentru 3 luni și mi se părea deja foarte mult și nu am plecat niciodată ca să rămân, de fapt. Cred că cel mai greu a fost, mai ales în Paris, problema găsirii unei locuințe. Și aici am avut mult noroc cunoscând români și probabil că atunci m-am dat seama cât de important e să creăm asociații, să povestim, să ne întâlnim și cred că în mare, mare parte am beneficiat de ajutorul românilor de aici, care erau și poate în Erasmus sau studenți de câțiva ani sau așa. Probabil că asta a fost cel mai greu. După aceea, ceea ce mi s-a părut destul de greu a fost de asemenea să ating o anumită stăpânire a limbii franceze care să meargă dincolo de viața de zi cu zi, fiind vorba de scris tot felul de articole sau așa ceva în limba franceză. Mi-amintesc că aveam un curs foarte fain de istorie arhitecturii în Erasmus cu un profesor excepțional, dar cursurile aici erau fără pauză și practic era prima dată când ascultam pe cineva vorbind în franceză și după cursul lui eram atât de obosită cum nu fusesem niciodată. Cred că asta a fost parte din adaptarea la lumea de aici. Mi s-ar fi părut mai greu să, dacă aș fi rămas în România, cred. Ar fi fost mai greu? Da, mi se pare că ar fi fost mai greu. Din cauza că aici, deși există corupția, probabil, nu că e mai puțină, dar e la un nivel mai înalt, egalitatea de șanse e mai mare, e mai puțină discriminare în ceea ce privește femeile în meseria noastră. Cam de asta. Toți cei pe care i-am întrebat despre diferențele între Franța și România au vorbit despre încredere și dorința de a te ajuta. Există un soi de bunăvoință în a te ajuta să găsești răspunsurile la întrebările tale, să te adaptezi, să te integrezi. Toate necunoscutele astea nu se cer a fi știute din start. Oamenii sunt acolo să te ajute, indiferent că e vorba de, nu știu, prefectură sau altceva. Și lucrul ăsta se reflectă și în munca noastră de azi. Când avem de depus un dosar pentru autorizare, în general totul e făcut de așa manieră încât oamenii să poată să-și găsească răspunsurile la întrebări. Există un soi de prezumție că oamenii sunt corecți și atunci ești ajutat să ajungi acolo unde dorești tu. Lucrurile aici pot să decurgă încet, dar se rezolvă dintotdeauna și fiecare persoană și fiecare interlocutor trebuie respectat. La fel se întâmplă și în trafic, unde ți se permite să stai, să o iei în ce direcție vrei, nimeni nu te claxonează, nu te împinge. La fel se întâmplă și în toate demersurile, că e vorba despre școală, că e vorba despre o profesie. Oamenii se simt mai dispuși să te asculte și să te lasă să faci ceea ce-ți dorești, dar au nevoie și ei să se simtă ascultați. Și atunci acea bătaie de ego-uri este mult mai puțin prezentă și în orice caz mult mai subtilă. Ai voie să pui întrebări, faptul da. Că ai voie să te înșeli.
ai voie să greșești. Pentru mine asta a fost așa o mare eliberare, pentru că dacă nu greșești, nu înveți și în creație, nu știu de unde pornești, dar știu unde ajungi. Și dacă de la început pornești cu ideea, trebuie să ajung acolo și nu trebuie să calc nici în stânga, nici în dreapta, n-am voie să greșesc, rămâi la un nivel relativ jos. Fiecare din ele a avut un model, atât în România cât și în Franța. Cred că am avut foarte multe modele. Acum cel care îmi vine în minte, oricum, e profesorul meu la domnul Gheorghe Weiss, cu care mi-am făcut proiectul de diplomă în anul 6 la facultate, la Cluj, și mă întorsesem proaspăt din Erasmus. Am îndrăznit să-l întreb dacă dorește să mă ia la diplomă și, practic, a fost modelul meu de arhitectură. Dacă nu aș fi făcut diploma cu el, probabil că nu eram nici astăzi aici sau nu vedeam lucrurile așa cum le văd azi. Și el e doar unul dintre aceste modele. Am avut asemenea modele și în Franța și probabil că pentru că și mama e la pensie astăzi, dar a fost profesor universitar, cumva m-am atașat ușor de profesor. Și adevărul că de multe ori o relație bună cu un profesor te poate ajuta să-ți placă ce faci sau să, la fel cum dacă relația merge prost, te poate împinge să urăști ceva în anumite domenii. În Franța am avut la fel, cam repere asemănătoare. Bunicul meu, care fusese profesor de franceză, de fapt el studiase filozofia, dar din cauza că nu fusese prieten cu vechiul regim, a fost obligat să fie profesor de franceză toată viața într-un sat undeva în Cluj și avea o bibliotecă enormă de cărți în franceză și pe care am descoperit-o în copilărie. Și el a murit când eu eram destul de mică, dar știu că și-ar fi dorit dintotdeauna să viziteze Parisul. Și acum, când am ajuns aici pentru prima dată, am spus că, uite, bunicule, și pentru tine am ajuns aici. Și un al doilea model, tot foarte personal, e scriitorul Alexandru Jurcan, care mi-a fost și profesor de franceză în liceu. Am avut iar o șansă extraordinară. Apoi, când am ajuns aici, profesoara mea care m-a îndrumat la master, doamna Ania Procop, care m-a reînvățat ceea ce știam intuitiv în copilărie, faptul că dacă vrei să înveți ceva cu adevărat, trebuie să înveți prin eșec. Da. Și pentru asta îi mulțumesc. Când am venit aici, mi-am dat seama că am modele extraordinare de arhitectură. Afară. Pot să mă plimb și să văd ceva extraordinar și să mă simt inspirată. Dacă vreau ceva contemporan, mă duc un picuț mai încolo către Bercy. Dacă vreau ceva clasic, le văd aici. Și dintr-o dată mă simțeam mai capabilă să-mi găsesc niște repere creative și să știu care este nivelul de exigență care este așteptat din partea mea. Și probabil că asta e ceva ce te ajută și să-ți descoperi latura cea mai bună din tine. În același timp, probabil că provocarea este să-ți faci loc într-o lume în care există foarte multe birouri de arhitectură, dar pe partea pozitivă față de România și comanda este mult mai diversă și practic cred că până la urmă oamenii pot să-și găsească locul mai ușor. În Franța comanda publică este foarte serioasă și destul de consistentă. Și comanda privată, la fel, în Paris, un oraș atât de dens, cu așa de multe clădiri și unde totul se mișcă, există. Important este să avem noi suficientă consecvență încât să ne croim acel drum și să ne păstrăm un nivel de exigență de la care să nu negociem. Cred că suntem într-o perioadă în care încercăm să privim la nivel destul de larg. Acum, amândouă venim din anumite nișe. Eu vin dintr-o nișă a patrimoniului secolului 20, reabilitări, intervenții pe existent. Diferența între ceea ce făceam în birouri înainte și ce facem acum e că astăzi lucrăm pe anumite proiecte unde suntem în direct cu cei care vor utiliza. Și atunci ai o satisfacție enormă când vezi că le place și se simt bine în ce am făcut. Pe proiecte foarte mari, în general, interlocutorii noștri, știi, sunt ori investitori, dar nu sunt neapărat utilizatorul final. Amândouă sunt ancorate în realitatea din România. Cristina derulează un proiect de conservare a unui patrimoniu industrial. E un proiect care durează deja de prin 2011. Nu e numai al meu, de fapt, s-a născut la inițiativa lui Ion Barbu.
la Petrila și din 2011 împreună cu o echipă formidabilă de arhitecți și români, și din România și de aici, am făcut o serie de workshop-uri prin care am încercat să salvăm acel patrimoniu industrial care trebuia să fie demolat la sfârșitul închiderii minei. Astăzi el este clasat și în sfârșit am reușit să obținem o mică finanțare de la Institutul Național al Patrimoniului pentru a face studiile de necesare reabilitării pe una dintre clădiri care aparține primăriei. În schimb, celelalte clădiri, din păcate, sunt blocate deoarece sistemul birocratic e de așa natură încât nu poate fi ușor făcut transferul de proprietate dinspre Ministerul Energiei către administrația locală, care este iară un punct mult mai complicat, aș spune, în România față de Franța, deși am putea spune că Franța este țara birocrației, în România lucrurile astea sunt și mai complicate. Prin tot ceea ce fac, încearcă să dăruiască celorlalți bucăți din România pe care o poartă în suflet. Partenerul meu de viață e francez, dar tocmai înainte, pe vremea când eram studentă și credeam că acest lucru poate să mă facă să pierd o parte din rădăcini sau să nu mă simt acceptată, am fost surprinsă să văd cât de curios și deschis e față de România și, într-un fel, cred că am adus puțin o bucată din România și în familia lui, care până la vremea respectivă habar nu avea despre o grămadă de lucruri legate de România. De exemplu, anul trecut, când a ieșit acel foarte frumos album cu pictor români în Bretagne, meditat de Gabriel Badapăun, l-am făcut cadou bunicilor lui care sunt din Bretagne și sunt exact din locurile acelea și au fost foarte curios să descopere lucrurile astea. Deci, cred că o mare parte din ce putem face nu este neapărat concentrată doar pe România de peste graniță, ci este de a contamina probabil un pic teritoriul, în parte ghilimele legat de context, cu, nu cel mai bun cuvânt acum, de a difuza puțin din ce înseamnă România și în publicul francez de aici, care până la urmă e destul de curios și cel puțin cei care au fost odată în România se întorc întotdeauna. Auvers-sur-Oise este o comună situată la 27 de kilometri de centrul Parisului. O recunoști după râul Oise, soarele generos și castelul Dover. Pandemia nu a trecut, dar oamenii au încă timp și dispoziție pentru evenimente care îi bucură. În prima zi în care Franța numără peste 16.000 de cazuri noi de COVID, o pereche își spune da la primăria orașului. Plăcută mult de pictorii impresioniști, localitatea l-a avut ca oaspete și pe Vincent Van Gogh. În cele două luni petrecute aici și ultime ale vieții, a pictat aproape 80 de tablouri. Găsești ușor câte un parc, statuie sau imobil care aduc aminte de maestrul pointilismului. Una dintre clădirile din Auvers, pe care Van Gogh o transpune pe pânză în tehnica lui inegalabilă, este Biserica Romano-Catolică. Forma ei trădează sănătatea psihică precară a pictorului olandez. Tabloul se găsește în Muzeul Orsay din Paris. La aproape 130 de ani distanță, o altă biserică din oraș a trezit un interes deosebit. În revista locală găseai acel subiect la un timp că românii cumpără biserică în orașul Van Gogh. Noi, atât timpul, spuneam că o să avem, dacă o să reușim, o biserică în orașul Van Gogh. Este sâmbătă. În partea de sud-vest a orașului, forfota din biserică și din curtea ei prevestește ceva. Părintele Lilian, doamna preoteasă și echipa de enoriași voluntari se pregătesc de sărbătoare. A doua zi va fi cinstit Sfântul Ierarh Martir Antim Iviranu, hramul Bisericii Ortodoxe Românești din Auvers-sur-Oise. Ștergarul românesc la icoană și steagul României pun întrebări despre ce caută drapelul francez acolo. Totul pare românesc. Biserica însă nu este pictată pe interior. Se pare că o istorie interesantă așteaptă să fie descoperită. La primul hram, în 2016, locul arăta altfel.
Pe 25 septembrie am avut primul hram a parohiei în care a fost prezent și nou preasfințitul Iosif. După agapa frățească l-am rugat, haideți să vedem biserica care am cumpărat-o. Am venit aici și n-am putut, din cauza copacilor care crescuse între timp, n-am putut să intrăm de la poartă până la ușa bisericii, unde sunt 20 de metri, cred, nu știu. Biserica care am cumpărat-o noi, 40 de ani a fost închisă. A servit orașului aici ca un depozit de cărți. Majoritatea bisericilor ortodoxe românești din Occident sunt închiriate de la catolici. În Auvers, românii au cumpărat de la ei o biserică, așa cum ai cumpăra o casă, situație rar întâlnită. Lăcașul a costat de peste 430 de ori mai puțin decât tabloul pe care Van Gogh i-l-a făcut doctorului său din Auvers-sur-Oise. S-au împrumutat de la alte parohii, au făcut campanii online, au cerut sprijin din țară. Cel mai mult au ajutat cei din Franța. Ca la înfăptuirea oricărui lucru bun, au trăit și dezamăgiri. Doar că s-au mobilizat pentru că au investit în viitor. Este foarte important să ne concentrăm mai mult, să avem acest gând bun în mintea noastră și în inima noastră, ca să construim, ca să cumpărăm biserici atunci când avem posibilitatea, ca să lăsăm creștinilor ortodoxi ceva. Noi suntem în Franța, copiii noștri vor rămâne în Franța și trebuie să trezească, să se nască și să trăiască într-o biserică ortodoxă a lor. Din momentul semnării documentelor până la slujirea primei sfinte liturghii în biserică, au trecut mai puțin de 6 luni. Lăcașul, construit în 1910, suferea din cauza neîngrijirii. La interior s-au făcut reparații importante și a fost montată catapeteasma. În exterior, birocrația franceză întârzie renovarea, însă îi va veni și ei timpul. Chiar montarea unei simple troițe are nevoie de un dosar complicat și de acordul vecinilor, mai puțin receptiv la simbolurile creștine. Pentru părintele Lilian, venit din Basarabia, preoția trecută prin astfel de provocări face parte din tabloul general al vieții preoților români din diaspora. Venind în orașul în care suntem, locuitorii de aici, din zonă, nu știau nimic despre ortodoxi. Dacă era să începem noi cu exemple urâte din comportament, atunci nu lăsam o imagine prea frumoasă pentru localnicii locului. Dar deja prin faptul cum ne adunam noi la început, când am început să renovăm biserica, prin felul în care se uitau vecinii de aici și vedeau cum muncim, cum munceam unul lângă altul, au văzut că cei care vin aici este un neam, sunt cineva uniți, pentru că plus la toate am reușit foarte rapid să renovăm biserica și să ne mutăm. Decanul de vârstă al soborului care a slujit la hram este francez, ortodox și protopop al Franței, în ascultarea Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. În ce se exprim în românește, în ciuda faptului că sunt francez și nu sunt în situație să mă exprim curent în limba voastră, dar limba română este pentru mine limba ortodoxiei, pentru că am avut ca duhovnic pe părintele Sofian în București, în mănăstirea Ontim, și limba română înseamnă transmiterea a dreaptă credință de duhovnicul meu la mine. Părintele Marc Antoine i-a cunoscut și pe alți mari duhovnici ai României. Cu părintele Cleopa are o amintire specială. Am fost ajutat mult de părintele Cleopa. Duhovnicul meu, era părintele Sofian duhovnicul meu, dar părintele Cleopa m-a ajutat să fiu eliberat de iluzie, cum se zice, iluzion, iluzie apuseană. Pentru că când veneau în Moldova, ca tiner, avea acum 25 de ani, mă gândeam că știu tot despre ortodoxie, am citit tot cărți și părintele Cleopas m-a spus
nu știe nimic. Bun. M-a eliberat. Dar în primul rând am fost foarte, supărat. Ce este omul care mi zice că nu știu nimic? Eu am citit tot, știu tot ca universitate. Dar, părinte, probabil că este cel mai bun amintire, pentru că este ziua când mi amintesc, era la Menestarea Sicastria și părintele mergea un cerc autour de moi, comme ça, și în moment m-a frappé sur l'épaule, m-a dit, tu ne sais rien. Și m-a eliberat și am înțeles că calea ortodoxiei este altceva, că a citit toate cărțile care existau despre ortodoxie. Doar un preot ortodox francez ar putea percepe și înțelege bine preoții români și adaptarea lor în societatea și la cultura franceză. Preoți sau mai degrabă cei tineri au fost formați în seminarii cu mentalitate românească și au vederea ortodoxiei după felul României. Și când vin în Franța, tot e altceva. Și au să se adapteze la o situație misionară, de fapt. Pentru că misiunea este misiunea spre român, care sunt, după granițe țărilor, și misiunea spre apusenii care caut pe ortodoxie, care caut pe dreaptă credință. Hramul din 2020 a căzut într-o zi de duminică. Cu toate acestea, pandemia și ploaia i-au ținut pe unii credincioși acasă. Biserica și curtea pline arată însă cât de mult aveau nevoie românii de această biserică. Aici, în parohie, suntem ca și o familie. Pentru că de obicei, astăzi a fost mulți, că a fost ramul bisericii, dar de obicei, duminica suntem 40-50 de persoane, suntem toți ca într-o familie, cât că suntem sădmăreni, maramureșeni, moldoveni, de Păstăprut, de la noi, de Păstăprut, de peste tot, din Arad, din toate părțile. Ne-am adunat aici și toți suntem ca și o familie. Majoritatea credincioșilor din biserică sunt români emigrați la prima generație. Au adus colivă, colaci și pomelnice, ca acasă. Limba română și cântarea liturgică românească arată că legăturile cu țara sunt încă puternice. Viața se desfășoară la biserică ca și în România. Ne simțim ca și în România. Eu, cel puțin, când vin aici la biserică, mă simt ca și acasă. Biserica, am contribuit, pentru că de când s-a cumpărat biserica aici, am participat toți credincioșii, nu eram mulți, foarte mulți. Făceam mâncare sâmbătă, bărbații veneau și munceau, noi femeile ne adunam, făceam mâncare în fiecare sâmbătă la oameni. Deci noi ne-am implicat toți pentru ca să avem o biserică românească, ne-am dorit foarte mult. Și în România am fost curator la biserică, în sat, în Medeșvi, unde am stat, înainte a plecat în Portugalia, după ce am plecat în Portugalia și umblam la biserică. Eu am fost născut chiar în fața bisericii, acolo am avut casa și era, nici nu puteai să stai acasă, că era peste drum biserica și era slujbă, nu stăteam acasă, nu aveai cum să stai acasă. Din perspectiva unui preot francez care a îmbrățișat ortodoxia de la români, identitatea românească va căpăta în timp noi valențe. În cele din urmă, procesul de integrare va oferi societății bogăția sufletească a românilor, dar îi va da o formă franceză. Problema este aceasta, că cum putem să fim români în Franța, devenim francezi, de fapt, fără a uita că suntem și
român. Parochia este locul de integrare, românilor, de integrare spiritul ortodoxiei și de integrare spiritul francez din într-o viață parochie este unde ne întâlnim. Ne întâlnim unde ne amestecăm și poate să zic. Se face ceva extraordinar, cum un ceva minunat de fapt, care nu există, care este creat într-un mediul bisericii, ceva extraordinar. Parohia românească din Auvers-sur-Oise este foarte tânără. În momentul cumpărării bisericii, avea abia 8 luni. Mulți români din suburbiile de nord ale Parisului au început să vină la rugăciune pe strada Simon Le Danois. Se cunosc între ei, își trăiesc disciplinat cultura și patriotismul și se încurajează pentru mai bine. Francezii abia încep să se obișnuiască cu prezența lor. Cu astfel de imagini, comunitatea va fi acceptată cu simpatie. E bine, numai noi ești acasă, suntem tot plecați, tot străini suntem, nu suntem... Poți să stai aici cât vrea, că tot străini suntem. Tot nu o să fim văzuți niciodată ca un francez, tot ca extranjeri suntem văzuți. La început, în anii când am venit eu în Franța, era mai greu, era considerați românii mai, așa, mai, nu știu de ce, mai jos, mai se uitau așa, dar acum nu pot să zic, acum toată lumea, și francezii au auzit despre români și dacă mai ales îți vezi de treabă și ești la muncă și muncești, ești serios, deci nu pot să zic că acum nu. Nu, suntem văzuți bine. Românii din Auvers-sur-Oise abia așteaptă să continue amenajarea bisericii și începerea unor activități culturale. Un mic spațiu le va fi pregătit copiilor pentru cateheze. Au nevoie de timp și răbdare. Doar în jurul altarului, mica lor comunitate trăiește de plin sentimentul că România face încă parte din viața lor.